Conferința de presă pe tema situației asociațiilor de proprietari din municipiu a avut loc astăzi la sediul primăriei Câmpulung. Primarul Elena Lasconi și city managerul Ioana Marcu au fost cele care au adus în atenția jurnaliștilor câmpulungeni faptul că numai două asociații sunt constituite legal și numai acestea vor putea beneficia de proiecte guvernamentale. De ce ar trebui să se organizeze proprietarii în asociații de proprietari? Pentru că asta este legea, pentru că este ilegal să funcționezi altfel. Aici avem un citat, o bucată din legea 196/2018, care spune foarte clar: în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor ce le revin asupra proprietății comune, în cazul condominiilor se constituie asociații de proprietari care se organizează și funcționează conform prevederilor prezentei legi. Încă o dată, știu că poate pare exagerat, pentru că e o obișnuință să se întâmple așa, dar atunci când vine un cetățean care stă, să zicem, în blocul 20 scara A, adică în scara aia care nu este constituită conform legii, și stă de vorbă, vine în audiență la primar pentru o chestiune legată de blocului sau de ceea ce este în imediat apropierea blocului, nu ar trebui să stau de vorbă cu el din punct de vedere legal. Pentru că toate aceste discuții se poartă cu reprezentanții asociațiilor de proprietari. Hai să dăm mai departe. Care sunt beneficiile? Odată, obținerea de finanțări chiar și nerambursabile pentru diferite proiecte în desfășurare. Și din ce informații avem noi în momentul acesta, nu știu dacă se va schimba ceva, sper să nu, contribuția proprietarilor este zero. Nu e chiar super zero, pentru că ce vom face noi? Cum îi ajutăm noi în momentul de față pe cei care sunt funcționează legal? Le putem plăti auditul energetic și expertiza tehnică a clădirii, și dacă obținem finanțarea, proprietarii vor trebui, asta este eligibilă? Da, toate. Bun, deci dacă obținem, mersi, dacă obținem finanțarea, această cheltuială este eligibilă. Dacă nu obținem finanțarea, deci în cel mai nefericit caz, oamenii ar trebui să plătească acest audit energetic și expertiza tehnică. Edilul Lasconi a prezentat și lista clădirilor din municipiu care vor fi propuse pentru reabilitare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În ceea ce privește clădirile publice, nu o să vi le dau cu nume și prenume deocamdată, pentru că aș vrea să le fac publice în momentul în care vom depune proiectul propriu-zis, dar e vorba de un minimum de 10, pentru că pe lângă școlile pe care le-am luat în calcul, am vrea să salvăm și câteva clădiri care sunt pe cale să se dărâme. Și ăsta e un bun prilej să facem asta, și aici avem exemple. Știți, școala din Mărcuș, din Valea Româneștilor, Căminul Cultural, grădinița din Valea Româneștilor, grădinița aceea de pe Grigore Alexandrescu, parcă 6. Și astea am vrea și să le dăm o destinație specială, unde se poate desfășura activități pentru oamenii care trăiesc în zonele respective. Și sunt multe, de la centre medico-sociale, la tot felul de activități culturale. Se pot face foarte multe lucruri pentru oamenii care trăiesc în zonele respective. Primarul Lasconi a afirmat că fiecare bloc va trebui să se constituie într-o administrație, iar la nivelul municipiului va fi nevoie de cel puțin 200. În opinia sa, nu va mai fi nevoie de atâția administratori, pentru că se va merge pe firme specializate care vor ține evidența cheltuielilor comune.